Dar Reghin TV continuă campania Da pentru Sport, în care sunt promovați fotbaliștii clubului Best Kids Reghin. Astăzi îi vom cunoaște împreună pe Luca Cotoi, Iancu German și Serge Laszlo. Bun găsit tuturor, din nou împreună aici la Da Reghin TV și normal rubrica Da pentru Sport. Ne aflăm la clubul Best Kids din Reghin și trei viitori mari sportivi ai României, fotbaliști în speță, prezenți lângă mine, pe care o să-i rog să se prezinte. Cum te numești și câți ani ai? Mă numesc Cotoi Luca. Da, și câți ani ai? 6. 6 ani. Umbli la școală sau la grădiniță undeva? La grădiniță. Bun, perfect. Grupa mare? Da. Perfect. La tine? Pe mine mă cheamă Iancu German. Iancu German, câți ani ai și unde ești? Tu la școală, grădiniță, unde ești? La grădiniță și am 5 ani. Ai de mine. Grupa mare la grădiniță, 5 ani. Și tu? Săci la țica și umblu la școală, la clasa 0. Bun, deci clasa... 7 ani. 7 ani, scuze, da. Deci 7 ani, 5 ani, incredibil, bun. La anii ăștia, eu trebuie să vă întreb, vă place fotbal așa de mult să veniți voi aici să stați 2 ore în soarele ăsta? Nu e greu? Nu e greu, e bine, îmi place. Da? Tu de ce faci fotbal? Că îmi place fotbalul și îmi plac exercițiile. Așa, și la tine, Loții? Îmi place să țiglez și să mai stau în poartă. Bun, da, acum vă întreb pe fiecare dacă aveți, bănuiesc că aveți deja, pe ce poți jucați? Ce ești? Atacant, fundaș, vârf? Ce joci? Atacant. Și tu? Atacant. Tu? Atacant. Fantastic, 3 atacanți aici. Bun, acum întrebarea și îmi răspundeți așa în cor, dați multe goluri? Da. Da, păi eram sigur că... Am dat 10 goluri. 10 goluri într-o zi? Fantastic. Și tu? Dai multe goluri? Da. Da? Așa nu știi numărul lor, dar dai multe. Da. Asta e principalul. Și tu? Eu dau multe. Acum, ce vreau să vă întreb voi, dacă sunteți atacanți, nu sunteți egoiști, nu? Pasați dacă cineva e mai bine acolo în față și poate să dea gol, nu? Da, da. Păi, nu, cred că da. Așa da, e? Da, da. Întrebarea mea următoare e, vă place să... Când alergă, știi, domnul profesor, vă pun să alergați, să faceți ture, așa, că, na, fotbal fără alergat nu prea este. E greu când alergați, când vă pune la ture? Nu. Nu. Da, e greu. Ție greu și ție? Așa, așa, așa. Da. Acum, nu știu, pentru că sunteți trei viitori golgheteri, așa, da, că dați goluri multe. Un jucător care să-ți placă, placă mult, mult de tot și să vrei să joci ca el. David Luiz. David Luiz. Bun, bun. Nu e vârf, dar e jucător bun. Ronaldo. Messi. Acum David Luiz. Ia să văd. La ce echipă ai vrea tu să joci când ești mare? La Paris. La Paris Saint-Germain? PSG? Da? Da. Bun. Perfect, da. Are o logică. Real Madrid. Portugalia. La Portugalia, da? La Porto? La Porto. În fine, principalul e să vă țineți de treabă, altfel nu merge. Și încă ceva, când ajungeți la școală și indiferent, trebuie școala să fie pe primul plan, trebuie să învățați, nu o să puteți să umblați la fotbal, nu o să vă lase și nu o să aveți rezultate. Fără școală nu poți să te descurci în viață, trebuie să înveți. Așa, cu colegii de echipă, cum vă înțelegeți, cum sunteți voi între voi, așa, sunteți prieteni, vă înțelegeți bine? Nu e voie, nu, așa ceva nu e nici nevoie. Uită, l-ai uitat deja, nu mai este, trebuie să fiți prieteni. A, așa, deja l-ai uitat. Da, sunteți prieteni, da? Da. Da, așa, și pe tine, da? Ia, prieteni, nu, e fotbal, e un joc, lasă, nu are rost, bine? Da? Și tu? Un joc. Așa, e un joc. Și un joc frumos. Bun. Așadar, Luca Cotoi, Iancu German și Serge Laszlo, invitații mei de astăzi aici la Da pentru Sport. Eu vă doresc să ajungeți fotbaliști mari, nu uitați școala în primul rând, să ascultați și la școală și pe domnii profesori aici, pe domnii antrenori, pentru că altfel nu o să puteți ajungeți departe și peste ani să vă amintiți că sunteți din Reghin și că ați pornit fotbalul aici la Best Kids, da? Bun, mult succes în continuare! Doamnelor, domnilor, până la o nouă întâlnire aici la Da pentru Sport, campanie inițiată de Da Reghin TV, sunt Ghiță Zileru, numai bine!
Acestea au fost știrile din sport, dar vă amintesc că marți, 16 iunie, cu începere de la ora 20, are loc pe stadionul Transil din Târgu Mureș partida România-Armenia, selecționatele de tineret. Biletele pentru această partidă sunt puse în vânzare la casieria stadionului cu începere de la ora 17, atât luni cât și marți. Doamnelor și domnilor, sunt Mihaela Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!